Pentru biserică am un mesaj, am convenit și cu fratele Florin să merg pe aceeași linie, dacă se menține pe linia relațiilor din biserică, și o să am un mesaj din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, despre prețuirea relațiilor în biserică. Vom citi câteva versete. 1 Tesaloniceni 5, de la versetul 12 la 15. Ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvântul Domnului. 1 Tesaloniceni 5, de la versetul 12 la 15. Iată cuvintele Apostolului Pavel. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Amin. Doamne, binecuvintează cuvântul acesta, Duhul Tău să fie la lucru, să ne vorbească minților noastre și inimilor noastre. Suntem gata să ascultăm, să ne schimbăm, să plecăm mai buni de cum am venit. Și știm că o vei face, pentru că ne-ai promis aceasta. Te rugăm să ne asculți în numele Domnului Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Despre prețuirea relațiilor în biserică. Am ales un pasaj simplu, practic, din Tesaloniceni, o epistolă pe care Apostolul Pavel a scris-o chiar la începutul lucrării lui apostolice. Și de la început, de fapt întreaga epistolă, și de la începutul lucrării lui Pavel a avut mare grijă de relații. Programele vin, pleacă, relațiile rămân. Investiția cea mai importantă a unei biserici este în relații. Acest mesaj este pentru biserică și răspunde la întrebarea dacă îți iubești biserica. Cum îți dai seama? Cum știi? E vorba de biserica locală, comunitatea noastră de credincioși, biserica locală este o oglindire a bisericii universale, spirituale, dacă vreți. Toți credincioșii adevărați, creștini adevărați, fac parte dintr-o biserică locală. Nu cred în creștini izolați, nu cred în ideile recente, postmoderne, care vor să deconstruiască, să destabilizeze, să influențeze negativ valorile pe care biserica le-a confirmat de-a lungul veacurilor. Această gândire numită postmodernă, ați văzut ce face? Se atacă familia acum, peste tot. Vor să distrugă ideea de familie. Dar e doar un pas. Vor dori să distrugă ideea de biserică.
de comunitate a răscumpăraților, a lui Hristos, unde capul este Hristos. Dacă reușesc cu familia, vor reuși și cu biserica, parțial, cel puțin în vest, cine știe, se duce prin Europa astăzi, găsește bisericile goale. Media de participare, de frecvență a credincioșilor nominal declarați creștini este de între 2 și 3% în biserici și în țări numite protestante. Suedia, Danemarca, Olanda, Germania. Pentru că tot ce a făcut Domnul Dumnezeu, tot ce a făcut Hristos, Fiul Lui, se dorește a fi distrus de cel rău. De aceea, ideile acestea să nu aparțin de nicio biserică, să nu dea socoteală nimănui, sunt demonice. Da, se spune, vai, dar eu cred în Iisus, eu cred în Dumnezeu. Nu, dacă tu crezi în Dumnezeu, crezi în comunitate. Dacă tu crezi în Hristos, crezi și în biserica Lui și ești partea bisericii Lui. Chiar se vorbește acum, mai nou, despre post-denominaționalism. Adică, deja se spune în mileniul 3, suntem în perioada post-denominațiilor, adică a comunităților creștine. Fals. Acestea sunt învățături complet false. Influența tehnologiei este masivă. Ne bucurăm de tehnologie, toți, dar are capcanele ei, printre care și individualismul, neparticiparea, să stai în lumea virtuală, să nu mai vii la biserică, să stai să te uiți pe internet. La ce te o să te mai uiți pe internet dacă nu mai vine nimeni la biserică? Ceva nu e în regulă. Vedeți, atacurile acestea sunt parcă coordonate de cel rău și sunt oameni care le cred. De aceea trebuie să te verifici bine. Tu ce crezi? Mai crezi în biserică? Există biserică model? Nu cred. Biserică locală model. E greu de dovedit aceasta. De fapt, să știți, sunt adunate mai multe argumente împotriva bisericii locale, chiar din interior. O biserică din America, Willow Creek, a făcut un sondaj acum ceva vreme între cei care nu mai frecventau biserica. Și întrebarea a fost, care sunt motivele pentru care nu mai mergi la biserică? Și vreau să vă citesc cele 5 motive din top. Da? Nu contează ordinea. Primul motiv, unii nu mai merg la biserică pentru că se plictisesc. În comparație cu alte show-uri, nu? Cu media care îți oferă prin televiziune, internet, foarte multe variante, diversitate, de unde vine divertismentul. Biserica nu oferă, nu poate ține pasul cu divertismentul lumii. De aceea unii se plictisesc în biserică. Se joacă pe telefoane mobile, vorbesc între ei, își fac planuri și o financiare pentru săptămâna care urmează. Al doilea motiv, e irelevant, spun mulți. Nu mă mai ajută biserica cu nimic concret pe mine? Oare? Irelevant în ce sens? Că, iarăși, în competiție cu alte oferte de pe piața asta a divertismentului, biserica oferă puțin. Unii încearcă să țină pasul, tot felul de scheme în biserici, ca să fie relevanți.
relevanța e potrivită. Iisus Hristos a fost relevant, nu, în anumite domenii. Apostolii au fost relevanți față de alte religii. Religia creștină a fost relevantă. Dar relevanța, dacă o duci la extremă și dacă nu o pui pe culoarul potrivit, se întoarce împotriva ta și devine un idol. Așa te plimbi din biserică în biserică că e irelevant. Al treilea motiv, se cer mereu bani. Biserica cere mereu, sigur, biserica nu poate funcționa fără finanțe, ca orice instituție, lucrările lui Dumnezeu. Vedeți, de traducerea Bibliei, de misiune, nu? Nu se pot face doar cu rugăciuni de acasă. Dar, totuși, când biserica exagerează, când banul e prea mult citat, căutat, pomenit, uitați, pe unii îi ține acasă. Pe locul 4 sau al 4-lea motiv, nu merg la biserică pentru că sunt prea ocupat. Busy. Ocupat. Are timp. Nu? Cândva ogoarele patriei nu se lucrau duminica. Chiar în perioada comunistă. Uite, acum când ești liber să-ți alegi religia, să ții tradiția, te duci duminica și vezi că e plin peste tot. Toată lumea lucrează. Molurile sunt deschise, creștinii se duc la moluri și fac aprovizionarea ca în restul zilelor. Ceva s-a schimbat. Sigur, toți suntem ocupați, dar unii consideră că nu mai au nevoie de biserică. Și mai am încă un motiv care mă trimite în tema mea, și anume un motiv pentru care unii nu merg la biserică este că se simt străini în biserică. Asta e dureros. Toate celelalte au suport obiectiv. Acesta are de-a face cu relațiile. Să vii într-o adunare și să te simți străin. Deci nu odată am auzit tineri, chiar de curând, tineri, familii tineri care au spus, am fost la adunare, nimeni nu ne-a întrebat nimic. Am plecat cum am venit. Unii au spus, ani de zile am participat, nu m-a întrebat nimeni nimic. Ceva nu e în regulă. Oamenii aceștia aproape se simt refuzați. Ce să facem? Și aici ne vine în ajutor Apostolul Pavel. Dacă vrei să fii ca Iisus, trebuie să iubești ceea ce iubește Iisus. Și Iisus Hristos a iubit biserica Lui până acolo încât și-a dat viața pentru ea. Eu sunt profesor la mai multe școli. Le-am spus colegilor și studenților același lucru. Îmi place școala, dar iubesc biserica. Hristos n-a murit pentru școlile noastre, ci pentru biserica Lui. Și noi, profesorii și studenții, cei care se pregătesc pentru a sluji biserica. Nu niște instituții create de noi. Sunt doar instrumentare, sunt doar mijloace prin care împărăția lui Dumnezeu se răspândește și atât. De aceea aș vrea astăzi să inoculez cumva prin ajutorul cuvântului și al Duhului un nou impuls de dragoste pentru biserică. Pentru voi toți. Și sunt trei relații pe care Apostolul Pavel aici în Tesalonicen le vizează, așa concentrat, am să le dezvolt puțin. Relația cu cei care slujesc în biserică,
relația cu cei slabi din biserică și relația cu cei ce ți-au făcut rău din biserică. Pe ultima nu cred că am să o tratez, că nu mai am timp, da? Primele două. A treia relație vă las pentru altă dată. Prima relație, relația cu cei care slujesc. Și este vorba de versetul 12 și 13. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Deci, un semn al iubirii pentru biserică sau dragostei tale pentru biserică este că îi prețuiești pe slujitorii bisericii. Și aici intră toți. Nu mă refer doar la pastor sau la pastori, la cei care mânuiesc cuvântul. Slujitorii sunt toți. Dar, cu siguranță, Pavel îi avea în vedere întâi pe slujitorii duhovnicești, prezbiterii, da, supraveghetorii spirituale ai bisericii. Acum, asta e întrebarea. Cum stai aici? Iubești biserica iubind slujitorii bisericii? Tu iubești? E nevoie de slujitor. E nevoie să ai autoritate spirituală peste tine. Așa a conceput Dumnezeu toată lumea aceasta. Ierarhic. Și până și în cer există ierarhie. Sunt arhanghel și heruvim și serafim, nu? Așa există și în lumea aceasta. Fără ierarhie nu poți. În casă, nu? Ai. Deci se încearcă egalizare, nu. Nu va funcționa. În orice formă de comunitate trebuie să existe autoritate și subordonare la această autoritate. Așa cum este și în familie. Dumnezeu a spus, Hristos e capul bisericii, da? După aia venim noi, slujitorii, după aia vin ceilalți, da, așa este, ca și într-un trup. Deși toate mădularele sunt importante, există o ierarhie, o prioritate a unor organe mădulare asupra celorlalte. Așa este în familie. Capul familiei este tatăl, bărbat, trebuie să precizez. Vine soția, femeie, copii. Așa a rânduit Dumnezeul nostru. Și noi asta credem. Așa este și în biserică. Știu că ți-e greu să accepți autoritate peste viața ta. Tuturor ne este greu. Dar la serviciu ai șef. Nu? Pe șosele ai șefi. Știți voi cine. Acum și în biserică? Da. Și în biserică. Nu sunt șefi. Sunt slujitori pe care tu trebuie să-i respecti, să-i prețuiești. De ce nu o facem? Poate din orgoliu. Ne iubim prea mult pe noi înșine. Asta e explicația. Dumnezeu a rânduit aceasta. Hristos a rânduit aceasta. El a pus pe unii. Apostoli, da, proroci, evangheliști, învățători, păstori. El a făcut asta. E biserica lui. Și Apostolul Pavel spune, uite, îți dau niște motive pentru care să-i prețuiești pe lideri. Acum așa se poartă, lider. Dar înseamnă același lucru, conducător. Din engleză vine, to lead, a conduce. Deci, ce responsabilități? Trei, spune Pavel, așa într-o coajă de nucă. Sigur sunt mai multe, dar foarte frumos el alege trei. Uitați. Prima responsabilitate, zice, este osteneala. Apropo că sunteți în acest proces de căutare a unui lider. Apostolul spune să-i priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi. E prima caracteristică.
osteneala, adică munca asiduă, asta înseamnă. Cei care lucrează între credincioși, așa cum un păstor lucrează, nu, pentru oi, pentru turmă, așa, un tată lucrează pentru familie, trebuie să fie în mijlocul familiei. Păstori adevărat stau în mijlocul turmei, nu? Stau între oameni. Suferă cu ei, empatizează cu ei. Trebuie, adică, să fie dedicat total. Să muncească pentru biserică. Să se ostenească, să se consume. Acesta e adevăratul păstor, care se consumă pentru biserică. Dă de la el, investește, suferă, nu cedează, da? Și știi că asta face. Unii dintre voi nu știți cum se consumă un păstor. Eu acum am 30 de ani de păstorire. În ultimii ani sunt doar slujitor mai mult cu cuvântul, dar știu ce înseamnă să suferi, să-ți pese de fiecare. Știți care este obiectivul unui slujitor? Când și eu acum vă predic Evanghelia, ce am în obiectiv? Ca păstor? Am un text care mă ajută și îmi place, Galateni 4 cu 19. Pavel spune așa, către credincioșii din Galatia, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Obiectivul slujitorilor duhovnicești, cum îi numiți, păstori, prezbiteri, diaconi, învățători, este ca chipul lui Hristos să se imprime pe voi, pe inima voastră, să semeni mai mult cu Hristos. Adică să pot peste, știu, un an, doi, trei, când mă veți mai chema după predica asta, să fie mai mulți ani. Să pot să spun, ei, semeni mai bine cu Hristos. Nu este frumos să auzi așa ceva? Sau să îl apreciezi pe cineva spunând asta? Nu așa că te-ai îngreșat. Toți am văzut. Nu să-i spui, ei, ai îmbătrânit. Da, știu. Nu trebuie să-mi spui. Dar să-i spui cuiva semeni tot mai mult cu Hristos, cu caracterul Lui. Asta e măgulitor. Asta este minunat. Duminica de duminică se predică Evanghelia. De ce se face asta? Ca să semănați mai mult cu Hristos. Asta e tânjirea noastră, pasiunea noastră. Al doilea lucru pe care spune Pavel aici despre slujitori că au de făcut este cârmuirea. Vă rugăm, fraților, să-i priviți bine pe cei ce se ostenesc, care vă cârmuiesc în Domnul. Cârmuirea aici se referă la autoritate spirituală. Cei care conduc au responsabilitatea de a supraveghea duhovnicești de biserica. De aceea sunt chemați de Dumnezeu. Ei sunt cei care dau direcție, nu? Cârmuire, direcție, sunt modele, hrănesc turma. Aici am o observație. Sunt unii care nu respectă chemarea unor slujitori. Crezi sau nu în chemare? Crezi că unii au o chemare să slujească într-un anumit sector? Sau nu crezi? Tu știi tot, tu ai face mai bine tot, tu ai tu o problemă. Nu, slujitor n-are nicio problemă. El știe că este chemat. Problema e la tine. Trebuie să acceptați aceasta. Când biserica din Antiohia a zis, pe ăștia îi punem deoparte, s-au rugat pentru ei și au pus mâinile peste ei și au trimis în lucrare. Nici, no comments. Au acceptat că Dumnezeu cheamă pe unii.
speciale, îi pune deoparte, îi ordinează, zicem noi. Mai este ceva pentru slujitori. Al treilea gând, spune Pavel. Ei, zice, vă sfătuiesc. Deci, se ostenesc între voi, vă cârmuiesc, sunt cei care dau viziune, adică bisericii, dau direcție și vă sfătuiesc. Asta e învățătura. Sunt cei care vă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, vă sfătuiesc, uneori prin mustrare, alteori spre zidire, alteori spre corectare. Un lider adevărat trebuie să intervină, nu să evite fals problemele. Își asumă responsabilitatea de a conduce, de a hrăni pe toți din biserică. Fără subiectivisme. Acum, asta e partea slujitorilor. Pentru ei aș dezvolta separat cele trei. Dar atât trebuie să știți. Pavel vorbește despre aceasta. Tu să-i prețuiești pe acestea din aceste trei motive. Dacă ei se ostenesc, cârmuiesc și sfătuiesc în adunare. Dar Pavel spune, de partea voastră, a credincioșilor, a bisericii, există responsabilități. Care sunt responsabilitățile turmei față de păstor? Pavel le definește aici, nu eu, da? În primul rând, spune să îi priviți bine, versetul 12, să priviți bine pe cei. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să le recunoști autoritatea. Înseamnă să aceștia să primească respect, apreciere, onoare. Da? În al doilea rând, și aici e cuvântul cheie, spune versetul 13, să-i prețuiți. Deci, să-i priviți bine, adică să le recunoașteți autoritatea spirituală și să-i prețuiți mult. Foarte mult, spune Pavel, în dragoste. Și să-i prețuiesc nu atât pentru lucrarea lor, nu atât pentru personalitatea lor, cât pentru lucrarea lor. Pentru ceea ce fac. Ei, există în limba română un cuvânt pe care noi îl folosim mai rar, mai ales în mediul neoprotestant, evanghelic. Și anume cuvântul cucernicie. Ortodoxii îl folosesc mai des. Prea cucernici. Da? La, despre ce e vorba aici? Cuvântul cucernicie, cucernic, se referă la respectul pentru autoritatea bisericească. Un om cucernic este unul care știe locul în adunare, în biserică, știe să respecte pe cel deasupra lui. Ăsta este un om cucernic. Este exact ce ar spune apostolul în Evrei 13 cu 17. Îndemnul este așa, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși. Căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând. Căci așa ceva nu ar fi de niciun folos. Cucernicia este să stai voit sub autoritate spirituală. Toți credincioșii, incluzându-mă și pe mine, deși sunt pastor și eu, toți trebuie să avem mentori, duhovnici, oameni mai maturi spiritual, cărora să le dăm din când în când socoteală de viața noastră. Problemele între noi apar aici. Toți ne credem mentori,
Noi nu avem nevoie de alții. Noi mentorăm pe alții eventual. Fals, greșit. Am rămas uimit cunoscând mediul ortodox, mai bine teologia ortodoxă, și mă intersectez mai des cu profesorii de acolo la diverse conferințe. Aproape toți cu care vorbesc, profesori de marcă, au duhovnic. Oameni fără școală. Ei sunt profesori universitari, doctori. Duhovnicul lor e un om simplu undeva, un călugăr. Dar din când în când se duc să povestească cu el. Să ia pulsul spiritual. Tu ai așa ceva? Ar trebui cei care slujesc în biserică să fie mentori. Nu contează vârsta aici. Vârsta spirituală contează, da? Maturitate spirituală. Deci asta spune Apostolul Pavel. Este prima dovadă a faptul că iubești biserica. Să prețuiești pe cei care slujesc. Al doua. Să prețuiești pe cei slabi. Versetul 14. E plin, e concentrat. Să văd cât pot aborda din el. Vă rugăm de asemenea, fraților, spune Pavel, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Asta e prima categorie. 2. Să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. 3. Să sprijiniți pe cei slabi. 4. Să fiți răbdători cu toți. Acum, biserica n-a fost niciodată formată de oameni perfecți. E stupid când aud pe unii ridicol că ei caută biserica perfectă. Nu există așa ceva. În momentul în care el a ajuns acolo, nu mai e biserică perfectă oricum. Pavel vorbește despre bisericile pe care el le-a început, le-a păstorit o vreme. Toate au avut probleme. Deci nu trebuie să vă raportați așa cu așteptări nelegitime față de biserică. Toate bisericile au. Și cele noi care se încep, așa la început e un val, dar după aia devin biserici normale, da, cu probleme, cu toate se adună, unde sunt mai mulți, asta e regula. Care e atitudinea corectă într-o biserică? Nu să dai bir cu fugiții că sunt probleme. Dimpotrivă, zice Pavel, aici e testul. Testul este acesta. Să-i prețuiești pe toți. Pe toți. Uite. Și dă 4 exemple. 1. Zice să-i mustri pe cei ce trăiesc în neorânduială. La ce se referă Pavel în contextul larg al Tesalonicenilor? Se referă că în 2 Tesaloniceni găsim explicația, în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, ce s-a întâmplat? Unii din biserică nu mai lucrau. Erau leneși, paraziți. Ia spune noi, sau așa se numeau cândva. Paraziții societății. Paraziții biserică. Ei nu lucrau. Trăiau neorândeală. Așa zice Pavel, uitați-vă în 2 Tesaloniceni 3:6, zice, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială. Bun. Și apoi de la versetul 11, auzim că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Și continuă. Am făcut cercetări și am descoperit că cei mai mulți comentatori cred că aceștia care nu mai lucrau și trăiau în neorândeală așteptau venirea Domnului. Am spus-o ironic. Merită. Adică ei credeau că Domnul vine în generațiul de și să mai lucreze. Ce învățătură falsă! Vreau să vă spun că există astfel de oameni care trăiesc în neorândeală. Din mai multe puncte de vedere. Nu doar pentru că n-au servici, se mai întâmplă o perioadă, în sfârșit. Dar e vorba de cei leneși, care intenționat nu mai lucrează nimic. E vorba despre cei care trăiesc în neorândeală morală. Deci trăiesc în curvie, trăiesc în neorândeală bisericească. Nu
nu se supun autorității bisericii. Sunt mai multe categorii. Ce spune Pavel este așa, vă rugăm, zice, vă rugăm, confruntați-i. Nu vă lăsați intimidați de ei. Faceți ce trebuie făcut. Nu ignorați astfel de oameni. Nu vă neglijați responsabilitățile. Vă rugăm pe toți. Nu doar pe lideri, atenție, nu doar pe lideri, pe toți, să-i mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. E, aici ar fi de mare ajutor să-ți faci datoria. Să te apropii de acești oameni cu blândețe, cu înțelepciune, cu tact și să-i confrunți. Scopul confruntării este ca aceștia să-și revină, să-și vină în fire, dacă vreți. De aceea, unii lideri și-au pierdut popularitatea în biserică pentru că au confruntat pe aceștia care trăiesc în neorânduială și-au asumat responsabilitatea cu riscul de a nu fi simpatizați. Sunt unii care nu se bagă, pe termen scurt câștigă, dar pe termen lung pierde biserica. Pavel spune, trebuie să-i confruntați, da? E datoria voastră. Biserica trebuie să trăiască în rânduială. Apoi, să-i îmbărbătați pe cei deznădăjduiți. La cine se referă? Există în biserică nu doar indisciplinați, ci și încercați. E vorba de acei credincioși timizi, sensibili, bărbați, femei, care au o nevoie de afecțiune mai multă decât alții. Sunt credincioși care sunt predispuși să alunece, să cedeze. Ei nu suportă să audă necazurile din biserică. Nu suportă să audă despre separări, despre eșecuri și au nevoie de încurajare. Trebuie să te apropii de ei. Să le dai curaj, să îi încurajezi. Ei sunt mai slabi, mai sensibili în acest sens, mai slabi decât alții. Și avem așa ceva între noi. Și Pavel zice, testul că iubești biserica nu este să te ferești de ei, să te apropii de ei, să-i cauți. Știi că-s mai sensibili. De aceea ai nevoie de tine. Să dai curaj. Să pui o mână pe umăr. Să dai un telefon. Să trimiți un SMS. No? Bun. De încurajare. Am citit despre un caz din... petrecut cu mai mulți ani în urmă la o olimpiadă pentru cei cu handicap fizic. Se numește Paralympics, nu Olympics, ci Paralympics. Și în această paraolimpiadă din anul 1976 la Spokane, din America, a avut loc o cursă neobișnuită, evident, de între oameni cu un handicap fizic. S-au aliniat la start, s-a dat drumul la cursă și după câțiva metri, unul dintre ei se împiedică și cade. Și nu toți, am verificat cu date, până la urmă au fost doi, se pare, sau trei, dintre ceilalți concurenți s-au oprit. S-au întors la cel căzut, l-au ridicat și apoi au trecut linia de sosire ținându-se de mână. Imaginea aceasta a fost minunată, tot stadionul a aplaudat, a rămas în istorie. Dar știți ce mi-a spus mie o astfel de ilustrație? Că ceea ce contează în viață nu este să câștigăm doar noi, ci să-i ajutăm
și pe ceilalți să câștige. Ceea ce contează nu este ca eu să mă duc înainte victorios spre premiul chemării cerești, să folosesc limbajul lui Pavel, ci să te iau și pe tine cu mine. Da? Să trecem linia de sosire împreună. Ce bucurie ai ca să câștigi numai tu? Dar ce mare bucurie este să iei și pe cei slabi cu tine și pe cei deznădăjuriști, cei care se intră în depresie mai greu, cei care vezi că se blochează. Asta e biserica. Nu să pleci sau să nu-ți pese. Când vedeți un astfel de credincios sensibil, da? Apropie-te de el. Un anume William Arthur Ward, habar n-am cine a fost, a spus așa, ceva înțelept: flatează-mă și s-ar putea să nu te cred. Critică-mă și s-ar putea să nu te plac. Ignoră-mă și s-ar putea să nu te iert. Încurajează-mă și n-am să te uit niciodată. De aceea, uită-te împrejur și vezi câți oameni tari și slabi sunt. Și dacă vezi pe cei mai slabi, care sunt la începutul credinței, care au nevoie de încurajare, du-te la ei. Asta e biserica. Asta înseamnă să-i prețuiești pe toți. Da? Și mai am încă... e ultima, rapid. Să-i sprijin pe cei slabi, zice Pavel. Un creștin slab aici este un creștin mai puțin matur, care poate e la început. Pe aceștia, zice, trebuie să-i cauți, să vezi de ce au nevoie. Și să îți restricționezi anumite libertăți pe care le ai de dragul celor mai slabi. Tu poți să faci anumite lucruri, ți le permiți că ești tare, ești matur, dar în biserică nu funcționează asta. În biserică, zice Pavel, trebuie să ții cont de cei mai slabi. Da? Să-i sprijin, să nu devii pricină de potignire pentru ei, zice 1 Corinteni 6, 10, Apostolul Pavel. Ține cont de cugetul lui mai slab, zice 1 Corinteni 8. Chiar dacă îți poți permite anumite lucruri, nu vei face de dragul fratelui pentru care a murit Hristos. Foarte important asta, vedeți? De ce? În biserică, sigur că avem libertate să facem anumite lucruri. Da, Hristos ne-a făcut liber. Dar, dragostea îți limitează libertatea. Și asta se întâmplă în biserică. Noi trebuie de bună voie să ne limităm anumite libertăți de dragul celor mai slabi. Dacă iubești biserica. Dacă te iubești pe tine, du-te înainte. Vei ajunge la finish. Singur, poate. Cine știe cum. Deci ajută-i pe toți. Ajută-i și pe cei slabi. Roagă-te cu ei. Caută-i. Asta e biserica. Asta înseamnă să fii răbdător cu toți. Nu toți sunt la fel de puternici, ca și tine, poate. Dar dacă vrei biserica, o ai. A iubi biserica înseamnă să-i prețuiești pe cei care slujesc, care se ostenesc. A iubi biserica înseamnă să-i prețuiești pe cei slabi, pe cei deznădăjuiți, pe cei care trăiesc în neorândeală și poate nu știu, pe cei care-s greu de duș și trebuie să ai răbdare cu ei. Da, cu toți. Asta e biserica. Și la asta suntem chemați. Ce este mesajul pentru voi? Domnul să lucreze și să păstrați acolo în inimă ce a fost pentru tine. Nu pentru alții, pentru
pentru tine. Și dragostea aceasta pentru biserică te va face să arăți mai mult ca și Iisus Hristos. Acestui Domn al bisericii și cap al bisericii Hristos să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.